chestie. Chemați-l, vă rog, știe șeful direcției. Da. Deci eu aproximat, eu știu care e... Dați să vă explicăm noi pe scurt, cred că... Da, eu știu. Să zicem, să zicem. Știu. Și ați dat în părțile ce le-au luat. A fost, eu am fost, am lucrat pe tătă Moldova. La... La doi n-ați fost, la doi n-ați fost. Poftim? La doi n-ați fost. În sat? Nu, am fost în părți, în sens că ca hul vulcan. Ei, da, dar noi suntem partea de sus. Noi suntem de la traseu, la 35 km, ia ca toate satele astea care astăzi am venit la dumneavoastră. Suntem începând de la Coștangălie, care se află în raionul Cantemir, și Cîșla. Și apoi se începe Doina, Șopranucă, se începe Doina, se începe Iasna Băleană, se începe Bădicu Rus, Bădicu Moldovenesc, Bădicu Moldovenesc și Larga. Iată, uitați, noi suntem 8 sate care am avut un bus care vine la Chișinău de avem ăsta. Dar așa noi trebuie să ieșim la traseu și de la traseu afară plouă, nici, noi stăm cu mâna întinsă, tovară șofieri, luați-ne, vă rog, până la Chișinău. Când ne întoarcem înapoi, sunt plecate autobuzurile de la Cagulul care vin a noastră. Apoi eu pe jos și merg. Eu am mers cu copil mic în timp de iarnă, de la traseu, de la Largă, până la Doina. Închipuiți-vă, dumneavoastră, ce avem noi buni. Și am venit cu rugămintea la dumneavoastră. Deci nu trebuie să mă rugați, noi am vorbit cu administratorul. Da, deci, să ne lăsați ruta asta. El nu încurcă la nimeni, nu face la nimeni rău. Nu, el încurcă la firma nici. Da. A, este că nu le ajunge. Dați-vă, explic, dacă tot am venit și m-ați așteptat. Noi cu domnul administrator am avut câteva întâlniri pe problema dată. Și i-am spus și lui că noi suntem deschiși să vă ajutăm. Există o problemă, deci problema dumneavoastră din decembrie 2014, în ordinul cel 192. Atunci, mă rog, eu nu eram aici și mi s-a spus că din întâmplare sau din anumite circunstanțe s-a făcut o misiune, adică o scăpare. Și nu a fost inclusă ruta. Când a venit vorba, deci să impunem ruta în program, că dumneavoastră să aveți cu ce vă deplasa, deci s-au apărut așa numite concurențe. Concurențe doar nu sunt mei, nu sunt noștri, sunt concurențe dumneavoastră. Nu știm, dar concurența, dar corupția. Concurența. Nu, nu e vorba de corupție. Că eu n-am rute și nu sunt implicat în subiect și domnul știe administrator. Deci, vă spun pe dată, vă spun. Nu eu răspundeam, eu atunci nu eram în minister. Noi suntem de acord, dar până la dumneavoastră cineva acolo a făcut ceva. Mai cunoaștem și noi câte ceva lucruri. Nu, uitați. Ce este beneficiarul în care s-a scos ruta noastră? Haideți să discutăm problema, nu. Ce-a fost, eu, deci indiferent de ce-a fost, de ce s-a întâmplat, eu încerc să vă ajut. Și am spus-o și lui. Nu că încerc, dar trebuie. Deci, eu am intenția să vă ajut și ați vă ajut. Asta e, da. Deci, pentru a vă ajuta, am avut o întâlnire cu domnul administrator aici la mine în birou, dumneavoastră poate confirme, și cu persoana care are rutele cele, concurentul, hai să spunem așa, pe nume. Ei au spus, deci dumneavoastră, am convenit cu ei, i-am spus că noi trebuie, vreți voi, nu vreți, trebuie de deschis ruta, pentru că persoanele nu au cu ce merge. Și mi s-a spus că, într-adevăr, de la traseu până în sat, aproximativ 20 de km. Și dumneavoastră spune, depinde de la ce sat. Mi-a spus că, bun, eu n-am fost, eu știu Moldova bine, dar n-am mai fost în fiecare. Dar chiar dacă sunt 3 km, sau chiar dacă e 1 km, trebuie să meargă autocar. Sau trebuie să meargă... Deci, discuția noastră, ultima noastră discuție, s-a finalizat cu ceea că dumneavoastră împreună cu domnul Alexa urmează să coordonați graficul, ca să nu vă încurcați unul pe altul, să veniți cu propunerea și noi să emitim ordinul. De atunci, n-am mai avut întâlniri. Iacă dumneavoastră, iacă de atunci, iacă mâine mă întâlnim. A fost o propunere din partea domnului Oleg Alexa, la mine personal, să graficul Coștangălia și Baimaclia, ceea ce s-o omit toate satele care le oameni. Asta nu putem să o accept. Nu, dar ideea e că am avut discuție, așteptam propuneri. Și e că ați venit dumneavoastră. Eu n-am avut, el nu a fost la mine să-mi spună că nu m-am înțeles sau eu cât țin cu unul, corect? De atunci nu ne-am mai văzut. Nu ne-am văzut. Am unul la, deci, având în vedere că noutățile eu cum le aud că totuși nu se acceptă, i-am spus, deci ei stăteau împreună, pe telefon i-am spus că vedeți, identificați traseul. Deci noi oricum, deci și orele, traseul ca să treacă prin statele dumneavoastră și orele în așa fel să nu se suprapună, pentru că dacă noi emitem acasă ordinul,
Noi știm cine apod asociația asta. Ei o să conteste în instanță și o să suspende luta. Noi mai avem probleme în Puhoi, fix așa e situația. Deci, noi le facem în interesul cetățeanului, ei suspendă, judecata le suspendă. Noi contestăm, dar ei, mă rog, noi nu avem, știți, noi suntem instituții bugetare. În prezent, ca să trasăm o linie, înțelegeți că noi să vă ajutăm, deci noi acum mergem toți trei, vedem ce o identificat, ministrul, vedem dacă reușești să vină azi lângă Găuze, discutăm azi, dacă nu, imediat, prima zi de lucru, să va, eu cred că va fi emis ordinul și problema va fi soluționată. Domnul Sergiu, vă spun că nu poți contrapune nicio oră. Nu mă convingeți. Suntem deci, 8 sate, undeva 30.000 populații și nu-ți contrapune cu nicio oră. Deci, ce uitați-vă. Ce nu ia din cap, tu ce la șezi pe la traseu și eu nu mai e pasă. Eu încurcăm la Giurgiulești, Chișinău Giurgiulești, el are sute de sate. Deci, nu-ți contrapune și nu-i nicio problemă. Noi încurcăm la Giurgiulești, dacă el are... Nu-i nicio problemă. Haideți așa, ca să nu se primească lumea decizii. Iată, el merge cu noi, el e specialist, deci el e transportator, el trebuie să vă ducă. Bine, el cunoaște cum trebuie să meargă. Domnul e funcționar public, care el, asta e meseria lui. Împreună toți trei identificăm soluția, eu punem ministrul pe masă și ministrul vă asigur că neîntârziat o să semneze. Ministrul e persoana care el lasă de la dânsul, el special nu execută alt hotărâri de judecată, să nu blocheze oameni. Și asumă riscul. Credem pe cuvânt. Doar încă o dată vrem să noi am venit ca să confirmăm petițiile care le-am depus la dumneavoastră cu demersul din partea primăriilor, a consilierilor. Noi am venit să confirmăm, vedeți că suntem puțini astăzi, zi de lucru vineri și majoritatea populației este la muncă. Noi reprezentăm, cred că dacă luăm în fiecare parte sute de oameni. Noi am venit să confirmăm acele semnături care au fost depuse doar câteva strânse în timp de două zile, că noi nu pur și simplu așa am semnat și am lăsat acest lucru. Noi vom, am scris și în petiții, noi vom continua prin alte măsuri, dacă nu se rezolvă problema asta noastră. Și vă mulțumim. Eu vă înțeleg, eu tot vin de la țară, eu tot mergeam pe jos ca și dumneavoastră. Deci, anume ca urmare a petițiilor, noi am invitat. Eu vă spun, deci eu n-am interes să min. I-am chemat, deci există unul vre și altul să opune. I-am chemat să găsim o soluție. Eu zic că ok, hai că noi să ne clarificăm. Așteptam să vină cu soluția, ca noi să o punem pe foaie. Doar eu, știți cum, nu pot să-l spun, hai, n-ai găsit, hai, vin, te rog, trebuie. Deci persoanele cointeresate, deci astăzi, el acum, că eu prima dată am auzit că nu au găsit soluție. Înseamnă că s-au găsit soluție. Eu s-o propus, domnul Bucătaru, dar vă spun, o ștangălie, prin mai mătrează, nu găsit transportatorii, s-au găsit soluție. Bine, noi așteptăm răspunsul deci noi astăzi de concert, azi e vineri, vineri ministrul nu e la primar, e plecat în guvernul, deci vineri noi am un clarificăm ca în prima următoare zi minute e miercuri. Miercuri o punem de ministrul în masă. Deci transportatorul o să vină miercuri aici și o să vă cum deja când vrea să avem un răspuns. El să vă cum. Și nu trebuie schimbat grav. Cu grav. Nu, de exemplu. Dar noi vinim la spital, vinim un bătrân, vinim un copil. Nu, 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 nu schimbă esențial. Poți schimbi 15 minute, 20 minute. Nu trebuie 20, nu e problemă, dar să vă o oră. Deci, între rute trebuie să fie, deci există, este lege. Unde scrie, de exemplu, între rute raionale trebuie să fie un interval de 30 de minute. Între acestea interraionale, între cele raionale 15 minute. Dar noi 30 km trebuie să mergem până la ruta raională.